Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela. Bine ați venit la emisiunea Tarotela. O emisiune un pic întârziată cu vreo 2 zile. Vreau să fac pe 6-a 6-a sau măcar pe 5-a 6-a, că încerc să fac la fiecare portal, dar ați văzut că la început de an, jumătate de an, portalul acesta care se manifestă la fiecare lună, subtil, la unii, la alții mai puternic, s-a întâmplat să fie la luna nouă. Asta înseamnă că este foarte puternic și chiar ar trebui să ne gândim un pic la ceea ce vrem să manifestăm, ce n-am reușit la acest portal sau la celelalte din urmă, să pregătim pentru portalul următor. Pentru că energie foarte puternică care ne împinge din urmă, ne dă așa un șut să trecem într-o altă etapă, într-o altă dimensiune. Dar eu, de obicei, în această perioadă de niște ani de zile, de 10 ani de zile, sunt în perioada de pomeni. Așadar, am întârziat un pic. Dar, nu știu, eu tot vreau să fac această etalare pentru că simt că mai e valabilă. Pentru cine vrea să asculte, evident. Pentru cine vrea să asculte. Mi-am luat un set de cărți nou și pe care aș vrea să-l folosesc cu această ocazie și încă vreo două, le voi folosi și pe acelea și eventual o să le folosesc și în anumite etalări, mai ales la alegere. Sau poate când vreau să fac anumite clarificări. Vedem pe ce format o să mai merg la etalările pe zodii, deși nu mă încântă foarte mult pentru că zodii, noi nu suntem o simplă zodie, noi suntem mult mai complexi. Din punctul meu de vedere, suntem un adevărat univers. Și când vorbești de zodia, așa zisa zodie a ta, unii nu știți că zodia devine progresivă, soarele devine progresiv, toate planetele progresează, da? Sau își schimbă felul în care se manifestă. O să vorbesc cândva cât de curând despre asta. Haideți să vedem, totuși, și să folosesc și aceste de cărți nou, spre ce mergeți. E ca și când intrați într-o altă cameră. Dar vedeți voi, această cameră înspre care mergeți sau în care ați deja ați intrat și de acolo va trebui să intrați într-o altă cameră și într-o altă cameră. Cine a văzut Regele Eternul Monarh, înțelege acum multidimensionalitatea Universului sau posibilitățile noastre de manifestare. Fiecare alegere manifestă o realitate mai devreme sau mai târziu în această viață sau în altele, dar clar și în această viață putem trăi în funcție, de fapt nu că putem, chiar trăim consecințele acțiunilor noastre, bune sau nebune. Da, e bine să fim conștienți de ceea ce vrem să facem și unii, într-adevăr, încearcă să fie foarte conștienți, dar prea conștienți, prea mentali. Și uită de suflet, uită de intuiție, de spirit și iar aleg niște cărări, niște uși care cine știe cum îi vor ocoli sau, da, îi vor face să-și ocolească anumite potențiale. Pentru că dacă i-au ocolit inima, sufletul, intuiția, vor manifesta mai greu. Haideți să vedem ce alegere aveți de făcut. Zis că pentru acest 6-a 6-a să trebuiască să alegeți între, n-am, de 4 pene am. Dar aveți numărul 1, 2, și 3, da? 1, 2 și 3. O să stau ca să vedeți mai bine, da? Vă puneți pauză și vă alegeți. Hai să vedem. Da. Numărul 1. Hai să vedem. Portalul acesta, 6-a 6-a, spre ce v-a îndreptat? Dacă nu vă place, aveți timp în următoarele, eu știu, luni să vă schimbați traseul. Să ieșiți din camera aceasta, într-o altă cameră, printr-o altă cameră, prin ieșirea de urgență, prin
În fine, dacă nu vă place, haideți să vedem. Dar poate să vă placă și vedeți mai încolo. Bine, știți? Viața e plină de surprize, de minuni. Numărul 1. Numărul 1. Întotdeauna am observat, întotdeauna, de când am cumpărat aceste de cărți, m-am jucat un pic cu el de la început. Vin destul de greu că... uite că nu mai vin greu. Mai. Wow, asta a apărut și în timp ce am făcut prezentarea generală. 25, inelul. Inelul. Și la capătul setului de cărți aș spune scrisoarea și 34 reprezintă bogăție. Poate că pentru unii e o chestiune legată de Jupiter în pești. Sau Jupiter, în general, care guvernează și zodia peștilor, poate că e ceva legat de... Nu neapărat poate să fie bogăție prin, să zic, spor financiar, dar poate să fie și prin alt fel de lucruri, un soi de abundență, da? Urmează să se manifeste în camerele următoare sau veți descoperi în această cameră ceva legat de abundență, de... Și da, veți merge către spor, către spor. Dar, la un moment dat va trebui să comunicați ceva. Ori veți primi o scrisoare de la cineva, scrisoare, vorba, vine un text, niște cuvinte. Sau poate că e cazul unui dintre voi să comunicați, să trimiteți cuiva o scrisoare și citind ce vreți voi să exprimați, să înțeleagă, să zic, aspecte pe care poate nu le puteți exprima așa de ușor în cuvinte. Am primit un telefon. Da, e o chestiune de comunicare. Interesant totuși e că această carte principală este Inelul. 2 și cu 5, 7. Aveți 7 și aici. Și aveți un soi de 7 și la 27. 7 înseamnă faetonul, da? Sunteți deciși să mergeți spre, o să clarific, dar spre a crea un legământ. În primul rând, spre a aduce schimbare. Și eventual a crea un soi de legătură cu cineva. E o persoană specială. Și știți, inelele, în general, nu mă refer doar la inelul de logodnă, de căsătorie. Inelul poate să fie, să zic, un legământ într-un club, într-un grup, da? Să fie o moștenire de familie. E o chestie foarte puternică. E un cerc, simbolizează cercul lui Saturn, care leagă. Un legământ se manifestă la un moment dat, nu știu în cât timp, variază de la om la om, un legământ. Și se pare e un inel cu roșu. Mi-aduc aminte acum de Scarlett O'Hara. Vă aduceți aminte scena aceea când vrea cel mai mare inel? Cine va primi inelul va fi foarte uimit, uimită. Clar, wow, îmi stă bine, nu, dar nu e prea mare, nu e prea roșu, parcă totul, sau e prea mic, e prea... poate da, trebuie mai mare, mai evident. Nu știu, oricum, cine primește inelul se gândește. Nu știu cât se gândește la legământ în sine, cât la magia inelului. Haideți să și clarificăm. Inel, clar. E un soi de, n-am zis bine, legământ. În inelul acela, și în momentul în care îl dăruiești, urezi ceva, și în momentul în care alegi cu gândul, alegi, să zic, o floare, un animal, un simbol, yin yang, un inel yin yang, ați văzut că mie îmi plac inelele mai altfel, da? Interesant puterea. Cineva își face griji.
Cum să construiască stabilitate, o legătură spirituală cu cineva? Poate că unii dintre voi ați avut probleme la capitolul spiritualitate cu spânzuratul și marele preot. Poate v-ați orientat prea mult spre bani și ar trebui să povestiți cuiva lucrurile acestea. Și dacă nu e vorba de probleme în căsnicie, poate sunt probleme în familie, în felul în care ați fost educați. Ați fost poate educați prea mult cu gândul la bani și mai puțin la alte aspecte care țin de relație, de empatie, de susținere, de încurajare. Poate vedeți unde sunteți. Poate cealaltă persoană, dacă nu sunteți voi, a fost educată așa și trebuie să mărturisească și se străduie să aducă o schimbare. 5 înseamnă un soi de schimbare, da? 2 și 5 în relația cu voi sau voi în relația cu cineva. Și apare iar puterea care ține nu doar de schimbare, ci de transformare a unei relații. Un inel care dă putere, aș spune. Și care vă ajută vă oferă o confirmare că sunteți alături la bine și la rău și nu, repet, nu mă refer la căsnicie. Din punctul meu de vedere, știți ce viziunea mea despre contractele acestea, contrafăcut aș spune, legământul în sine ține de voința ta ca om și de felul în care cuvântezi și îl rostești. Dacă promiți cuiva un lucru, îl faci, fără semnătură. N-ai nevoie de semnătură, îl faci. Îți asumi acest cuvânt. Haideți să vedem înainte de acest lucru ce s-a întâmplat. Uite la rescurtă. Și mai legat și de ce mai primiți mesaje la Zodii, dar nu ascultați doar Zodii, ascultați și Ascendentul și Luna și Nodul Nord, dacă vă știți. Da? Și cele la alegeri. Mie mi se par faine, dar adesea mi se potrivesc mai mult. Multă suferință. 8 de spade, iar s-a împărțit în două, 8 de spade și 5 de cupe. 5 de cupe, da. Regrete, suferință, blocaj mental, apropo de preconcepțiile acelea 9 de spade și marele preot pe care l-am văzut mai devreme, într-o familie. În felul în care ați fost educați, în felul în care cineva v-a transmis, să zic, mesaje despre spiritualitate. Dom'le, nu e Dumnezeu, tu faci ce vrei, ceea ce faci tu e bine făcut, chestii de genul ăsta. Și apare schimbarea, apare transformarea, apar multe alte lucruri, dar acestea vin cu suferință, cu lacrimi, cu turnuri, cu zdruncinături, dar un blocaj mental, la care aș spune că renunțați pentru că apare puterea, numărul 8, da? Vă eliberați de acest blocaj. Cineva interesant, astea sunt cărți, ah, da, am uitat să vă zic. Cărțile Before Tarot, înainte să se întâmple acest lucru. Am spus că e posibil ca cineva într-o căsnicie, într-o familie sau într-un grup să fi fost manipulat. Aici este un personaj îmbrăcat în negru. Ascuns, da? Eventual va bloca și pasiunea și sexualitatea pentru unii dintre voi, da? Prin cuvinte. N-ați știut, v-a urbit. A venit întotdeauna din spate, poate a bârfit, poate a spus diferite lucruri, interesant. Posibil acest personaj acum să regrete, așa simt, sau la un moment dat să vă fi pus într-o postură foarte dureroasă, să pierdeți voi ceva, dar mesajul așa a venit că acum începe să regrete ce a făcut, dar s-ar putea să fie prea târziu. Pentru că ce s-a întâmplat, ce se întâmplă așa pe scurt, înainte de acest inel, da? Această împuternicire sau transformarea voastră, se întâmplă asta, 6 de spade. Cineva lasă, eventual, această programare, ia uite dacă e 10 de spade, 8 de spade, 9 de spade, fantastic, câtă durere, 2 de spade, semne de aer toată ziua. Nu, ia extraordinar, regele de spade, geme în balanță vărsător, nu se poate, ia uite, spade, 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 gânduri, 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 gânduri. Și regina de bâte. Regina de bâte, care acum regretă.
O persoană, aș spune, pătimașă, nu musai pasională, care acum regretă. Sau cineva care a confundat iubirea cu pasiunea, acum regretă niște lucruri. Da, probabil că și-a controlat prea mult impulsurile, eu știu ce s-a întâmplat, dar ați văzut și voi multe gânduri din dorința de a fi în rațiune. Dar a fost o falsă rațiune, dragii mei. Acum ce am zis, asta s-au separat cărțile în două. De fapt, explicația dinainte de acest inel. Sunt multe variante. Poate inelul ăsta ar trebui să fie pe mâna altcuiva. O persoană valoroasă, empatică, o persoană care încurajează pe cel la nevoie. Nu o persoană care trădează. Nu, da? 10 de spade, 9 de spade. Nu o persoană care manipulează. Degeaba regretă. Și iar, n-am spus ceea ce trebuie să spun. 6 de spade. Vedeți, e cineva care lasă în urmă aceste ape tulburi. Eventual, ia pe cineva împreună cu el, cu ea. Nu e persoana îmbrăcată în negru. În ce sunt negru? E aura neagră. Sunt intențiile negre, ascunse, obscure și negative, aș spune. N-am nimic cu negru. Mi-e place să port negru și negru te și protejează la un moment dat. Dar, în acest context, cineva invită altă persoană în barca sa, în sufletul său, în lumea sa și pleacă din locul în care a suferit din apele tulburi. Probabil despre asta trebuie vorbit. Interesant că după, în spatele scrisorii apare și steaua. Speranța că va fi bine. Ia uite, că puteți manifesta un copil sau că puteți iniția ceva nou. Copilul e o chestiune nouă, da? E o energie nouă. Că puteți spera și manifesta la ceva nou, o nouă etapă în relația voastră. Nu știu cât este de împăcare. Poate împăcare cu altcineva, nu cu persoana manipulatoare. Nu. Hai să vedem ce ar fi după acest inel. Gândiți-vă că cineva spunea, n-am înțeles nimic, n-ai înțeles de problema ta pentru că nu putem folosi limbaj primar la școala generală sau la facultate. Nu putem, da? Ia uite, da, după acest inel cineva, ia uitați. Clar, o persoană pleacă, vedeți? Persoana îmbrăcată în roșu, care era legată aici, bărbat, femeie, nu contează. Persoana îmbrăcată în roșu, pleacă, ia uite, se simte trădată, ia roșu. Se simte trădată, manipulată, apare. Cine știe, poate în etalările pe care le-ați ascultat, ați auzit de un tur, cel puțin un tur, sunt convinsă că ați ascultat și v-a ajutat să vă treziți. Dar acest inel, acel legământ, posibil cineva se rupe de un legământ ca să se ducă într-o direcție în care își promite sieși, de acum încolo, lui ei, da? De acum încolo vreau să mă iubesc, 8 de cupe merge către 9 și lasă în urmă o persoană, iar 5 de, da? 5 de cupe, 8 de cupe. O persoană care se uită, chiar a plecat? Uite-mă, din cana asta obișnuia să bea cafeaua dimineața. Sau, știi, cam asta văd, un soi de regret. Persoana cealaltă stă în regrete și aduce aminte, nu știu cât o să conștientizeze, dar cealaltă persoană care se hotărăște să plece, își vede de transformare, 8, de două ori apare 8 și la putere, și aici, da? De transformare. Și am vorbit de numărul 7, de faeton, da? De o decizie foarte importantă de a-și urma drumul. E legământ cu tine, în primul și în primul rând. Nu vi s-a întâmplat să vă cumpărați singur un inel? Măcar unul. Dar evident că îl cumpărați conform unor cerințe de moment, decorative, de grup, dați bine, să fiți, eu știu ce. Nu vă mai dau acum exemple. Asta e. După acest inel, după acest inel, cineva în urmă va regreta. Foarte mult. Foarte mult.
Poate că cineva spune, nu pot să las în urmă o căsnicie, nu pot să las în urmă o familie, nu pot să fac transformarea, nu pot pentru că am lupte prea mari în mine. Sunt multe variante aplicațiile la viața personală. Repet, este un inel. Este un inel și apare acest capitol, încheiere de capitol, renaștere. Renaște pentru că, iar, bârfe, prea mult v-a păsat de comunicarea cu niște persoane din copilărie, din trecutul vostru, care nu cred că au avut cea mai bună influență pentru unii dintre voi, dar e fain când apare lumea. Da, încheiere de capitol. Ieșiți dintr-o cameră, cum am zis mai devreme, și intrați în alta, într-o altă dimensiune. Dar mie îmi place și varianta asta. Îmi place în ideea că... Hai să mai vedem totuși. Mai dăm o carte pentru acest tine. Aplicați, vă rog frumos, informațiile la viața voastră, pentru că eu pot să dau multe scenarii, văd, dar nu am timp să le dau pe toate. Justiția și eremitul. Contract, însingurare. Cineva în contract, sărăcia ieșită, vreau să zic familie. Sărăcie emoțională, o familie în sărăcie emoțională. Da. Probabil cineva nu, ia uite, a stat în cap în acel contract, loc de muncă poate să fie, dar mai degrabă familie pentru mine. Acolo au fost lupte. Sunt multe scenarii, repet, voi știți. Pentru că acest 8 de cupe zice, domnule, ține-ți inelele, fă ce vrei, eu văd de drumul meu 8 de cupe. Nu mă mai interesează nici de ce primești la divorț, chestii de genul ăsta, da? Ține-ține, nu știu, e o chestiune de inel, da? Și nu zic nu să ai, eu repet, aici este un limbaj simbolic, da? Este un limbaj simbolic, vă rog frumos să vă preluați singuri mesajele. Da, cineva a tăcut cu eremitul despre acest contract în care a fost tot timpul luptă. Poate și din orgoliu, poate și din vanitate, acum își dorește să lase în urmă aceste lucruri, 6 de spade. Și de ce zic a tăcut că apare eremitul și trebuie să vorbească cuiva scrisoarea, trebuie să vorbească cuiva despre aceste lucruri. În fine. Asta de unde era? Da, ca să nu încurc, sunt două tipuri de tarot, înainte și după. Dragii mei, haideți să trecem la numărul 2, cei care ați ales pana aceasta, mare, mare, mare. Hai să vedem. Curățăm cărțile. După cum vedeți, e altă lumină, am altă cameră cu o zi, nu, cu o două zile înainte de Mercur, de ieșirea lui Mercur din retrogradare. Telefonul meu, pip, telefonul meu nu mai poate să firmeze. Așadar, a trebuit să găsesc altă soluție și va trebui să-mi cumpăr alt telefon, dar deocamdată îl folosesc pe cel și mai vechi. Și asta e lumina, asta este. Dar, numărul 2. Spre ce, prin ce portal trece, ce experimentează numărul 2 în această perioadă. Vin mai greu mesajele pentru că e un set de cărți mai micuți. Și când e micuț, se amestecă așa, mai altfel. Numărul 2. Mesaje. Ce frumos, steaua! De fapt, ce este? Un soi de barză sau ce ar mai fi din categoria asta, dar barza aduce. Sau, cum îi mai spunea, ibisul, da? Sunt păsări care reprezintă transformarea. Sunt păsări care reprezintă călătoria spre vindecarea voastră, spre misiunea voastră, călătorii lungi, pe termen lung, peste hotare,
Dar nu doar peste hotare, peste dimensiuni. Multe dimensiuni va trebui să, prin multe dimensiuni va trebui să călătoriți ca să ajungeți la împlinirea misiunii voastre. Interesant, 12. Păsările. Nu degeaba cred că v-ați ales voi cea mai mare pană. Sunteți ghidați de acest spirit al libertății. Pentru mine păsările reprezintă libertate, vești, comunicare la distanțe mari. Frumos. 12. Comunicarea ascunsă sau care vine într-un mod misterios, poate să fie casa a 12-a peștilor, poate să fie și comunicare prin vis, prin, eu știu, cărți, muzică, revelații, că e Jupiter, Neptun reprezintă cameră, da, online. Dar nu doar de comunicare online, adică vă uitați la un video, vă uitați la o melodie, vă uitați la un film, apropo de cameră, da? Asta reprezintă Neptun. Și înțelegeți, vi se transmit niște lucruri, vedeți simboluri. Am zis că acest tarot vorbește prin simboluri, dacă nu le înțelegeți, nu-i problema nimănui, e doar a voastră. Ce frumos! Ce frumos! Deci, aveți de trecut prin multe, dragii mei, multe zboruri de făcut. Multe zboruri de făcut. Frumos! Frumos! Numărul 2. În primul și în primul rând, nu stați pe loc. Mai mie îmi place să stau la fereastră, aici unde sunt, beau cafeaua, ceaiul sau înghețată, mănânc când mai nu înghețată și mă la păsări. Nu știu ce fac vecinii, da? Unii fumează, da? Alții când stau la fereastră, la ce se uită? Dar mie îmi place la maxim să mă... Știți că la mine totemul meu este uliu, da? Tot o pasăre. Dau un exemplu, da? Senzația asta de libertate, de mișcare. Și alte animale ar spune că se mișcă, da? Dar aici te ridici deasupra gravitației, deasupra tendințelor acestea umane. Nu zice nimeni, nu. Dar e interesant. Mergeți către ascensiune, clar. Mergeți către, da. Dimensiuni 5, 6. Încet, încet. Încet, încet, că nu vă teleportați, zburați. Ful, 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 ful. Frumos. Foarte frumos. Și va duce transformare. Iar vindecați-vă, vindecați-vă, detașați-vă, zburați, vedeți-vă de zborul vostru, de drumul vostru, nu stați pe loc. Da, aveți tot timpul de făcut drumuri. O să vă întoarceți eventual de aici, de unde plecați, unde va răni cineva sau nu v-a prit, o să vă întoarceți la un moment dat, dar probabil că foarte, nu foarte, transformați, nu va mai fi ca acum povestea aceea sau aceasta. Interesant, numărul 2, îmi place. 2 și cu 1. Nu, 7 și cu 8 transformare, da? Vă transformați în niște chestii care țin și de bani, și de sexualitate, de atracție față de cineva. Și 12 înseamnă manifestați intuiție, marea preoteasă. 1. Manifestați magicianul și 2. Marea preoteasă. Și prin asta, wow, magicianul și marea preoteasă. Două feluri diferite de a manifesta, de a înțelege și de a crea, pentru că se ajunge la trei, la creație. Lăsați în urmă. Da, vă vindecați. Paisprezece este numărul temperanței. Vă vindecați și intrați în creație. Asta pentru că apare mai încolo și buchetul, florile și copilul, iar manifestați creație, lăsați în urmă ce lipia, la ce renunțați. Lăsați în urmă. Ah, o boală, o durere mare, un personaj care v-a rănit foarte rău. Foarte rău. Hai să vedem, clarificăm acest ibis, varză, 17, ce este? Dăm o carte, maxim două. Am zis că vreau o etalare scurtă.
Am zis, nu dacă la voi sau la celălalt număr. Se vede că am altă cameră, mi s-a stricat. De cine vă vindecați? De regele de spade cu patru de monede. De un personaj extrem de încăpățânat, bărbat, femeie, nu contează. Da? Foarte tradițional este. Acum v-a făcut să plângeți. Acest personaj v-a făcut să plângeți. Dar o să plângă ei. Patru de monede, regele de spade. Foarte rațional, foarte fixat pe bani, pe tradiții, pe... Să nu arate. Eu nu arăt, nu, vorbesc puțin ce vreau, când vreau, nu când vrei tu, nu când... Nu. E o variantă negativă, nu întâmplător, trebuie să vă vindecați. Poate, poate, da. Gemeni, balanță, vărsător sau taur, care mai fecioară sau capricorn. Însă, vă vindecați acest lucru. 5 de cupe, da? Am vorbit de împărăteasă 3, e aici împărăteasa, femeia divină, într-o, ia uite, deasupra lumii, care călătorește, care creează, poate creați unii dintre voi, aveți contracte de muncă în străinătate. Și YouTube-ul e un contract de muncă în străinătate, ca să înțelegeți. Sau faceți produse care ajung în străinătate. Sau e o chestiune, da, deasupra lumii, deasupra locului, apropo de ce am zis, deasupra locului în care stați. Trebuie să vă deschideți către abundență. Și asta e. Să încheiați acest capitol în care cineva, senzația că v-a umilit și v-a adus în lacrimi. Hai să vedem, dragii mei, curățăm cărțile. Doi de spade. Cu siguranță Marte sau Mercur în balanță. Cel puțin o planetă în balanță. Nu o spun eu, o spun toți. N-am nimic cu balanțele, dar ai cineva înainte de acest. De ce s-a întâmplat, mai bine, de ce s-a întâmplat acea durere? 5 de cupe, regrete. Regrete, genul regrete eterne. Adică ați suferit atât de mult, ați plâns și acum veți avea o viziune gata. De ca și când relația în sine este un personaj care a murit. Ați plâns la moarte, ați făcut pomană, apropo că am zis că de-aia am întârziat un pic și eu cu etalarea pentru pomană, dar poate că ați făcut într-un alt fel, o pomană energetică. În ce fel se poate manifesta asta față de o relație care a murit? Dar relația a murit. Pasiunea a murit. Totul din cauza că acest personaj, ia uitați-l, da? N-a știut ce să aleagă. N-a putut să aleagă. Trebuia să aleagă între voi și altcineva și altceva. Nici măcar pe sine nu s-a ales, dar nu-i treaba noastră, nici a voastră. Da? Astea sunt problemele, alegerile cuiva. Alegerile cuiva. La capătul setului de cărți, 5 de monede. V-a lăsat în frig în ceață. De ce? Pentru că așa a fost și el și ea lăsată la un moment dat. Nu a manifestat schimbarea, schimbarea în suflet, în cinci. În casa spiritualității a copilului interior, nu? A preferat să stea în patru, vedeți, cinci, a preferat să stea înăuntru, în confort, în patru, chiar dacă nu era cine știe ce confort, decât să iasă prin frig și să descopere alte locuri, că nu degeaba aveți voi păsări, da? Păsările migratoare, da? Probabil că relația voastră a fluctuat interesant la moment de toamnă și primăvară. Toamnă și primăvară. Primăvara se manifesta într-un anume fel, toamna altfel. Iarna, spațiu, liniște. După 5, da. 3 de cupe, poate v-a pus și într-un triunghi amoros sau poate a preferat prietenii, poate a preferat alte lucruri. Hai să vedem după. Curățăm cărțile. În momentul în care alegeți această eliberare, spre ce mergeți? Eu zic că mergeți spre bine, că am văzut cărți care reprezintă abundență. Extraordinar! Spre îndrăgostiții mergeți.
Spre îndrăgostiți mergeți, dar vedeți că înainte să vă întâlniți cu îndrăgostiții, cu iubirea voastră, va fi o tentație. Va apărea, poate va vrea să se împace, poate apare altcineva care vă tentează ca să se vadă. Vă testează universul. Ați învățat lecția? Turnul, separare. Judecata. Ia uite. Transformarea. Am vorbit oare de turn? Nu mai știu. La numărul 1? Nu, la numărul 1 parcă. La numărul 2 acum, da? Renaște. Am vorbit de ascensiune, da? Ascensiune. Judecată. Ia uitați. Aici este după tarot. Vedeți cum vă ridicați? Mai. Mai. Și se va dărâma construcția lor și vor regreta ei. Și voi părăsiți locul înainte să se întâmple turnul și vă duceți spre relații armonioase. Poate că într-un mod neașteptat va veni și această dragoste. Poate. Dar am spus la un moment dat, apropo de judecată și de care judecata înseamnă și împăcare, apare aici o spadă, nu întâmplător, a venit aici un rege de spade care n-a știut ce să aleagă, o să aleagă, dar am impresia că prea târziu. Voi deja. Atunci, o să vă țineți de mână cu altcineva, o să stați de vorbă cu altcineva care vă ascultă, o să vă iubiți, o să vă atingeți cu altcineva. Posibil totuși tentația să apară și un pic înainte, vedeți? Tentația, împăcarea, dar da. Ce va fi după? Spre ce mergeți? Nu știu dacă în camera asta va fi, în această dimensiune, va fi această nouă dragoste. Zic nouă pentru că e un turn și o judecată, o renaștere, da? Se întâmplă după moarte, după separare, după justiție. Da. Asta e. Poate la celălalt portal. Dar interesant că vorbim de portalul 6, 6, ia uite, 6. Da? Spre asta mergeți. Ia, curioasă. Așa. Clarificăm îndrăgostiții. Nu-mi place. Nu bucur pentru numărul 2. Am luat o pană mare, da? Pasăre mare, păsăle mari zboară departe. Vă place? Doi de bute. Alegeți să nu stați pe loc, exact ce am zis mai devreme. Alegeți să nu stați pe loc și să mergeți cu oameni, cu ființe, cu proiecte, cu joburi, cu ce vreți voi, inclusiv cu mijloace de transport, pentru că bâta reprezintă energie. E un mijloc de transport. Vrăjitoarele merg pe bâtă, pe o mătură. Glumesc? Nu glumesc. Așa, alegeți o bâtă care e detașabilă. Și mergeți iar globul pe distanțe lungi. Posibil cineva își face planuri să vină înspre voi sau să călătoriți împreună sau, da, veți trăi și veți vedea, mai veți vedea și, ia uite, mă, ce frumos, doi de cupe! Ce frumos! Cineva care vă va trata de la egal la egal, sau cu respect, sau cu empatie, cu drăgălăcenie și cu pasiune. Da, lăsați în urmă. 10 de spade. Acest as de spade n-a putut să se manifeste, poate o relație n-a putut să se manifeste din cauza trădărilor. Poate să fie trădări din trecut. Da? Și atunci cineva, acest personaj, a rămas în trecut. Am văzut spadele alea, dați în urmă că m-au jucat și pe mine, m-au minunat, nu? Parcă la voi am văzut spade. Parcă la voi, în fine, sau la numărul 1, nu mai știu. Eu transmit ce simt și ce trece prin mine. Nu vreau să rețin lucrurile astea, dar aici e frumos. Da? Lăsați în urmă asul de spade. Potențialul a fost, dar nu s-a putut manifesta pe deplin din cauza trădărilor și a trecutului. Cineva a stat prea mult în trecut. Da. Asta pentru că acest personaj a fost trădat cândva și a rămas fixat că toată lumea e trădătoare. Problema lor. Ideea este că ar trebui și ei să se vindece, dar
Mesajul a venit pentru voi, cei care ascultați. Voi trebuie să vă vindecați, voi trebuie să zburați cât mai sus și cât mai departe. Și vedeți ce frumos? Două suflete perechi. Vindecarea aduce oameni din aceeași rază de lumină. Și când zic rază de lumină, știu ce zic și știți, știu că sunteți câțiva care știți ce zic. Cam atât deocamdată. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și hai să vedem următorul mesaj pentru cei care ați ales numărul 3, această pană. Am mai spus și la celelalte numere, vedeți că e altă lumină, alte culori, alt contrast, altă cameră. Pentru că telefonul vechi nu mai poate să facă filmări. O zi înainte de ieșirea lui Mercur din retrograd. Da, asta. Bine că am avut această variantă mai veche, dar ne mai vedem cât de cât. Și urmează să continui și cu etalele pe zodii. Șarpele. Mare grijă. Iar vești. Vești despre cineva care... O să vedem. Nu prea îmi place, dar șarpele, într-adevăr, o energie periculoasă. Șapte este casa șaptea a relațiilor pe termen lung, contractuale. Aș mai vrea o carte. Mai dăm o carte pentru acest șarpe. Ca să înțelegem pe deplin. Bine, cât e pe deplin. Clarificăm acest șarpe pentru numărul 3. A venit biciu. Biciul și șarpele. Numărul 11 este numărul justiției. Karma. La capătul setului de cărți apare vindecarea, nu știu pentru cine, ar fi frumos să fie pentru voi. Ar fi foarte frumos să fie, dar să manifestați. Hai să și clarificăm, pentru că aici este intens, este o etalare intensă. La numărul 3 am zis numărul 11 înseamnă justiția. În timp ce vorbesc, apare faetonul, tot numărul 7. Dar ce face faetonul, dragii mei? Merge către stea. Interesant. Și la voi, la capătul setului de cărți, trebuie să lăsați în urmă acel contract, chiar dacă vă place sau chiar dacă nu vă place, contractul ăla. Pentru foarte mulți, nu doar pentru mine, reprezintă și căsnicie. E o căsnicie în care aveți cineva, vă dușmănește, vă invidiază, vă înfofolește, vă sufocă. Și vă aduce multă suferință cu biciul. Nu e ușor. Și aici este șapte. Am zis șapte merge către stea asta, a venit în zona care urmează să se manifeste dacă luați ce? Deciziile corecte. Și ce? Și călătoriți, vă luați calul putere, adică energia voastră măcar, calul iar reprezintă libertate și ibisul libertate iar, două ființe care reprezintă libertate. Aici chiar un soi de rebeliune, da? Iu! Vă ridicați în picioare și vă eliberați și călătoriți. Iar călătorie lungă, peste ape, peste hotare. Ambele reprezintă călătorii lungi. Spre ce? Spre vindecare, spre misiunea voastră. Da? Unii dintre voi... Aveți de luat niște decizii foarte importante legate, fără supărare,
de relațiile de lungă durată sau contractuale sau căsnicie. Da, poate să fie și job, justiția fiind contract, reprezintă și job, dar aici nu e justiția. Am legat-o eu. Pentru că atunci când citim cărțile, nu citim doar imagine, ne aducem aminte și de numere, numerologie, astrologie, da, și alte chestiuni. Da? În timp ce vorbesc, apare temperanța, iar vindecare, simbol al vindecării. Hai, clarificăm 7. Dar trebuie să luați o decizie. V-am zis, faetonul își ia și amintirile pozitive și amintirile negative, da? Cei doi cai, unul alb, unul negru, yin-yang, face parte din experiența noastră, integrăm și lumina și întunericul în noi și mergem mai departe. Nu luăm doar lumina, nu luăm doar întunericul, le luăm pe amândouă. Experiența asta este neplăcută, dar urmează să învățați, nu? Interesant! Wow! Dar ce interesant, da? 7. Aveți și aici, da? 7. Da. Asta este. Faeton, călătorie. Spre vindecare. Este înțeles. Da, adică eu m-am entuziasmat pe drept cuvânt. Uneori a trebuit să mă calmez un pic, că zic, dacă nu mai calculez corect 11 cu 7, cât înseamnă? 18, nu? 8 și cu 1, 9, încheiere de ciclu. Ca să puteți, 9 și 8 acum, ca să puteți intra în transformare. O transformare, măi, asta nu înseamnă schimbare, că schimbați culoarea părului, 5, da, e schimbare, 8 e transformare. Ceva de genul, am avut atâtea kilograme, acum am cu vreo 10 kg mai puțin. Aia e transformare. Asta pentru că ați schimbat regim, ați intrat, eu știu, faceți sport. Da? Ați adoptat niște schimbări care v-au dus la transformare. Hai să vedem. Intens. Ca de obicei, numărul 3 e mai... Hai să vedem. 7. Clarificăm 7. Ce sar cărțile, dar sunt foarte multe. O carte, maxim două. Hai, 7. Încă două. Regele de cupe și regina de spade. Emoții versus intelect. Negativ, apropo de negativ și pozitiv. Nu poți să zici că emoțiile sunt negative și mentalul și gândurile sunt pozitive, da? Și nici invers. Ambele pot fi și emoții negative și da, dar am zis yin și yang, suflet și minte. Ca să intrați în manifestare, să vă centrați. Dar, ia uite, aici trebuie să faceți voi o mare, mare lucrare de înțeles. Iar faetonul ca și steau, ca și, da, ca și eremitul, merg către stea, vedeți aici o stea. 17 este aici. Aveți foarte mult de călătorit, dar până să încep, nici n-ați început călătoria, dragii mei. Deocamdată sunteți într-o zonă de întuneric, de suferință. De hiperanaliză, poate de tăcere, suferință în tăcere unii dintre voi pentru că aveți un personaj, cel puțin un personaj, acasă. Sunt convinsă că este acasă. Cu fi și la muncă, dacă aveți acasă, vă atrageți și la muncă, dacă aveți acasă, vă atrageți și în relațiile care vin mai devreme. Asta e, dacă stați tot timpul în această relație sufocantă, periculoasă, dureroasă, răutăcioasă, ce să mai zic? Cineva care vă manipulează și mental și emoțional? Aici trebuie să înțelegeți, să găsiți lumina. Și nu, știți cum e lumina stea? Ce înseamnă, afară de călătorie, de vindecare, de detașare? Înseamnă credință, măi. Credința, pentru că stea s-a arătat magilor. Și magii au trebuit să călătorească ca acest eremit, da? Să ajungă în locul în care s-a născut Iisus Hristos și să-L onoreze.
Probabil că unii n-ați crezut sau felul în care ați crezut n-a fost suficient de puternic. De ați trăit o asemenea situație. E ceva. E ceva greu. Dar aici e mesajul. Trebuie să găsiți răspunsurile. Trebuie să găsiți, iar, male preot, educație, căsnicie, muncă, un stil de viață. Poate că v-ați făcut singuri această rană. Ia clarificăm și 11. Biciul, biciul, nu? Stai, karma. Cine... Un mesaj pentru toți, nu pentru toată lumea. O persoană mentală nu își ascultă sufletul. Are un suflet plin de iubire. Dacă sunteți voi, aveți multe de învățat. Poate e persoana cu care aveți de-a face. O persoană cu capacitate de iubire foarte mare, dar care și-o anihilează prin mental. Își biciuiește sufletul, poate cuvinte, își sufocă sufletul. Că de fapt ce face ceea ce a făcut șarpele? A până la transformare. Șarpele înseamnă multe, într-adevăr, dar acesta numai transformare nu arată. E o tentație. În ce sens? Tentația mentală luciferică. Da? Și ce înseamnă tentație? Cineva care vine cu niște cuvinte. Sau principii. Falsă. Moralitate. Clarificăm acest 11, acest bici pentru numărul 3. Ia uite, 4 de spade. Trebuie să analizați, eremitul varianta mică, trebuie să analizați, să vă vindecați aceste dureri care v-au pus la pat, v-au consumat energia și să vă găsiți asul de spade. Ia uite, să munciți, dragii mei, 8 de monede, să munciți de asta dată în creștere spirituală, în manifestarea unui cuplu fericit, 2 de cupe și 4 de monede. Dar asta nu puteți să faceți decât prin credință, prin spiritualitate și prin muncă interioară. Dacă nu sunteți voi, e persoana cu care aveți de-a face. Nu știu. Dar are legătură cu voi. Vă cunoaște persoana. Adică face parte din viața voastră, asta vreau să zic, că are legătură cu voi. Vă place, nu vă place, ăsta e mesajul. Hai să vedem ce a fost înainte de acest șarpe și acest bici. Uite monede. Interesant că s-a deschis la turn, da? La separare. Nu, încă nu era separare. Separarea a venit după, da? Ați crezut că acea construcție, contractul respectiv, construcția. Stai, cum erau turnurile gemene. Vai, dar ce minunate erau 10 de cupe. Dar ce comerț se făcea înainte? Ce comerț se făcea atunci? Tot un portal, că vorbim acum de portaluri, da? Ce minunat loc! Da? Tărâmul libertății, acolo unde poți să faci tot ce îți pui în cap. 10 de cupe, ideal. Da? Pe ce? Bazat pe niște false iluzii. Principii. Construcția a crescut, s-a ridicat până la cer, turnul Babel. Încă nu venise trăsnetul. Încă nu venise biciul, karma, șarpele. Credeți că sunteți în echilibru? Voi sau cealaltă persoană? Voi sau cealaltă persoană? Da? Bani. Bani, job, căsnicie. Dar în spatele acestor bani, acestei căsnicii, ia uite ce era. Manipulare mentală, griji, trădări. Și acolo cineva s-a supus. Ia uitați că e cartea, nu este Rider White, este Before Tarot. Înainte. Da? Ce era înainte? Umilință. V-ați supus unor lucruri. Voi, ei,
Poate și voi într-o formă sau alta, într-o formă sau alta. Poate v-a supus pasiunea, poate v-a supus, eu știu ce, atracția. Da? Nu venise turnul. Totul părea frumos. Da? Totul părea frumos. Inițial, că așa face șarpele. Cum? Cum poți să crezi că eu te trădez? Cum că eu sunt, eu știu, cea care am stat lângă tine când ți-a fost rău? Era un banc. Stai, cum era? Ah, că nu prea sunt bună la bancuri, dar dați-mi un picuț de timp. Deci zice așa. Ia, zice, ți-am fost alături la bine și la rău, ți-am gătit când ți-a fost rău. Și el zice, să specificăm un lucru, mi-a fost rău după ce ai gătit. Bine, da. A fost un ideal. N-ați văzut. N-ați văzut, n-au văzut ei, nu știu pentru cine citesc. Dar are legătură cu voi, că doar voi ați ales. Da? Curățăm cărțile. Ce se întâmplă după acest? Sau cum ajungeți voi la această vindecare? Pentru că trebuie să, da, clar, să începeți, să analizați. De ce primiți aceste biciuri? De ce primiți acești oameni în viață? De ce îi întâlniți? De ce v-au făcut să suferiți? Contracte, poate sunt ei căsătoriți dacă nu sunteți voi căsătoriți. Poate ei au o familie, da? Totul părea în echilibru și bine la început. Înainte de suferință, înainte de a veni karma. Hai să vedem după. 4 de bâte. Dar e după. E after, nu mai e before, e after. Ce va fi? Cine a ținut la bani, deci turnul ăla care era sigur, construcția aia 10 de cupe, da? Își va da seama că nu face nimic cu banii, cu tradițiile acelea învechite, nu mai are ce să facă, cu familia aia, îmi pare rău că trebuie să zic, dar familia nu e chiar cel mai sănătos mediu. Uneori este cel mai potrivit mediu în care îți iei karma și suferi foarte mult până înveți să zbori către drumul tău. Vedeți păsările, un exemplu minunat, păsările. Poate că ar trebui să ascultați și numărul 2, dar ar fi, dacă vreți voi, ar fi direcția în care vreți să mergeți, dacă vreți. Că și acolo, dar a apărut în poziție principală, ibisul. În poziție principală, la voi este secundară sau terțiară, eu știu a câta vreți să-i spuneți, da? Ia uite, în timp ce vorbesc, apare temperanța. Moartea. Moartea iluziilor, a unei relații, transformare, moarte și transformare, a relațiilor karmice. Pentru mine, 4 de mâini înseamnă relații karmice, da? Ia uitați, are în cap numai bani, 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 bani. Băi, și vine dânsa. Și ia banul ăla din cap și rămâne cu 3. Ia reconstruiește-te tu. Sau? Lasă-i și pații să-și reconstruiască viața, să-și vadă de drumul lor, de zborul lor. Temperanța. Poate că ați încercat, da, acasă. O, acasă, familie, mai am zis eu și zic bine. Acasă. Au de familie acasă. Ați tot încercat să o dregeți, să o dregeți voi sau persoana la care, eu știu, vă gândiți, o persoană din viața voastră. Tot încercat să vă împăcați, să suportați, să înțelegeți, să... Da? Regele de cupe, da? Și zic o persoană care este logică, din rațiune tot ați iertat, din programare mentală tot ați iertat. Zice, mă, hai să o iert, hai să-l iert, hai că nu știu ce, că e al meu, că e soțul meu, că e soția mea, că e ruda mea, că e fratele, că e sora, că sunt vecinii, da? Hai să-i iert, hai să-i iert, da? Până la un moment dat zici, gata, stop, cadru, nu mai iert. Încep și rostesc. Da? Ce faceți? Simțiți, veți simți, va veni briza aia. Deja o simți, o simt așa când stai la fereastră sau te plimbi prin natură, o simți așa,
te îndeamnă la zbor, da? Să vă ridicați în două picioare și o să spuneți. Încep, unu, magician, rostire. Început, încep călătoria vieții mele. Zborul către un alt fel de legământ sau legământul cu mine, interesantul legământ cu o persoană care îmi dă stabilitate, dar nu mă sufoc. Asta pentru că văd ancora. O mare diferență. O mare diferență. Și veți renunța la un moment dat să mai faceți concesii, da? De obicei temperanța e așa, hai să mai dau de la mine apă, emoții, iertare, dragoste, să-i dau că săracul, săraca nu știe. Nu, ziceți, ia, gata, nu mai dau nimic, nu mai dau, păstrez pentru mine. Pentru că ce am este sfânt, este sacru și nu vreau să irosesc pentru găuri negre. Și apropo, citiți sau vedeți videoclipurile de la NASA despre găurile negre, vă înfiorați, vă înfiorați. Apropo, o să fie treceri către o altă dimensiune, dar totuși, acolo nu știi, nu știi. Așadar, dai, dai, ierți, ierți, dar până când? Și Dumnezeu judecă. Și karma vine. Și la un moment dat karma te întreabă, dacă tu vrei să stai aici, asta e. Dacă nu vrei să zbori, suportă. Ceva de genul ăsta. Patru, în casă. În casă. Transformare tradițiilor, a încăpățânării. Cineva va renunța la bani și va zice, bă, îmi bag picioarele în bani, că banii n-aduc fericirea. Da? Asta a fost impresia, că o să fim fericiți, da? Era o iluzie, da? Că o să fim siguri împreună. De unde? Nada. Asta e. De ce simt? Bruha. În fine. Cam atât. Dar e fain că mergeți. Am zis, mergeți către Ibis. La un moment dat se va manifesta. Veți deveni rebeli și veți spune, gata, plec, plec. Știți cum e vorba aia? Că și eu mai zic, peste mări și țări. Plec peste mări și țări. E dreptul nostru să călătorim și nu știu dacă am spus sau am vrut să spun păsările. Cresc pui. Dar pe urmă învață, dar aici e minunat. Îi învață să zboare și le dă drumul. Da? Noi oamenii suntem foarte acaparanți. Poate să fie părinți sufocanți. Ceva clar vă sufocă. Vă aduce suferință. Dar că cineva vă biciuie, evident, simbolic, găsiți momentul, aveți acea strategie viclenie, să găsiți momentul în care apucați biciul, îl prindeți. Stați, suportați, e o metaforă, vă rog, înțelegeți, e o metaforă, suportați, suportați loviturile până prindeți biciul și îl întoarceți înapoi, eventual. E clar un mesaj, vă place, nu vă place, asta e. Sper că, totuși, ceva. Adică sunt convinsă că ceva rezonează, dar mai căutați, dacă a fost prea intens, mai căutați și la celelalte două numere. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau!